Din nou în aeroport, mergem la Nisa. Vrem să vedem Nisa, Monaco, poate și Cannes. Să vedem cum ne iese. Abia la 10:25 spune exact de la care e. Aici doar spre F trebuie să merge. În aeroportul din Viena este o cișmea unde poți să-ți iei apă. E foarte bine ascunsă. E undeva pe la gate-ul F. În München se dă cafeaua gratis, ceaiul gratis, apă să iei gratis. Și în Frankfurt, da? Aici trebuie să plătești 2,50 € pe o jumătate de litru de apă. Crisalida, alo! Crisalida zâmbește. Mascat. Zâmbește mascat. Este agent secret, atenție. Arhiplin. Francezi nu par a fi înzăpeziți aici, aproape cel puțin. Foarte, foarte departe se vede ceva zăpadă pe vârful roz. Pe vremuri nici nu visam că o să ajungem în Coasta de Azur. Era o destinație rezervată doar celor cu foarte mulți bani. Nisa. Sperăm că totul e lin. Da, a pus roțile lin. Bravo Wizz Air, ești eroul nostru. Am ajuns la capătul tramvaiului 2, Port Lompia, cum zic ăștia, adică Portul Limpia. Și am hotărât să ne întoarcem de aici până în centru, pe jos, să vedem cât e de frumoasă această Nisa. Wow!
Da, e super. Da, ne vom plimba puțin pe promenadă pe acolo să vedem iahturile astea. Deci, sunt din plin. Arată frumos, tramvaiele foarte îngrijite, ne place de ele. Și o să cutreierăm puțin pe străzile Nisei. Planul e ca mâine să mergem în Monaco. Mai vedem. A, deci aici intră el. Un tunel, vezi? Hai să ne înfructăm din priveliștea portului o vreme. Să filmăm aici. Trebuie să traversăm, să mergem pe promenadă. Promenadă, așa. Unul mai frumos ca altul, iahturile astea. Băi, ce frumos e asta, doamne. Wow! Super! Ăsta e frumos, rău, uite-te la el. Din lemn, așa, cu mult lemn. Wow, ce frumos! Uite timona aia de care se învârte roata, ce mare este acolo. Și acolo e și busola aia imensă. Da, astea ce înalte sunt. Portul Olimpia din Nisa. Crisalida, îți plac iahturile astea? Da, sunt frumoase. Arată bine, rău de tot, a? Dar sunt efectiv luxoase, n-am mai văzut decât în Bahamas așa ceva. Ne uităm ca vițelul la poarta nouă la ele și știm că nu o să avem niciodată bani să posedăm așa ceva. Însă n-am impresia că pierd nu știu ce lucru, văzându-le din avion, în largul mării, niște iahturi dintre astea probabil, arată tot ca o bărcuță care face valuri, nimic în plus, nimic în minus. Dar realizări frumoase ale omului, așa cum Crisalida este o realizare frumoasă a naturii. Wow, uite acolo unul, acum îl văd. O, Doamne, ăla nu l-am văzut. Deci totdeauna este un rechin mai mare decât rechinul principal. Asta sunt ca niște păluți. Care de aici, Doamne, e uriaș. Oh my God. Da. Oh my God. Asta va fi pentru turiști totuși. Ha. A unei persoane nu cred. Da cum să nu, al lui Bill Gates sau așa, de ce n-ar fi? Fii atent acolo. Echipa de curățători și de vopsitori. Da. Schimbă florile, șterge podeaua. Mm-hmm. Wow, cum este aici. Da, da. Deci stau bikini. Probabil, ies acolo să facă zona plajă. De bikini. Uh-huh. Aici e piața de pește, aici vin pescarii cu ceea ce au prins și asta e o navă de război. Oh. Încă una. E așa, cred. Da, jandarmerie și asta e douane, este vama. Ah, deci sunt navele pentru paza de coastă, da, nu? Da, paza de coastă. Acolo se vede cum se urcă pe deal sus
Acolo da. Se vede, e abrupt așa, poate luăm un autobuz și ne urcă și pe noi încolo în sus, să vedem orașul de sus, Nița de sus, să vedem, încercăm. Am crezut că mi-am pierdut masca. Telefonul și... Telefonul, da, și... masca e cea mai importantă în da. Zilele noastre. De pâine și după aceea aruncă pâine așa într-un fir și stă să prindă peștișorii aia așa. Eu nu știu ce face, e probabil că îi prăjește, îi mănâncă așa. Da, sunt așa de mici. Sunt mici rău. Este pe promenad de Zonglei, promenada englezilor, dacă nu mă înșel, e traducerea și aici scrie că începe. Da, și în spate avem portul Olimpia, care se vede nemaipomenit. Și vom merge pe promenada englezilor încolo, până poate ajungem la hotel și după aia mai hotărâm. Ce vreau să mai zic este că o călătorie de tramvai costă 1,50 €. Dar se pot lua și 5 călătorii de tramvai și cu alea poți să umbli cu tramvaiul, să mergi cât vrei tu. Deci iei cu 5 euro o carte de jur, o carte zilnică și poți să mergi de câte ori vrei tu, să cobori și să urci din tramvai. Wow, ce frumos se vede mare acolo. Hai să mergem la portul ăla acolo îndepărtat. La, nu port, cum îi zice? Far. La far. E frumos aici. Promenada englezilor, din câte am auzit eu, coasta asta de azur și-a câștigat renumele la început, era exclusivă pentru bogații Angliei, ei au descoperit-o și din ce în ce a devenit o țintă și pentru alți bogați ai Europei și ai lumii. În copilăria mea auzeam, ca și voi toți la școală, de coasta de azur, de nu știu ce. Nu ne-am fi imaginat atunci, pe vremea lui Ceaușescu mai ales, că o să ajungem noi vreodată aici. Localnicii fac plajă aici, se vede foarte frumos. Localnicii fac plajă acolo jos. E frumos. Ne place, ne place. Ieftin, am ajuns aici ieftin și poți să ieși din altagul tău sau din rutina ta zilnică. E un cadou nemaipomenit al vieții pentru noi, chestia asta, și nu vă supărați, cu toții vă puteți permite. Din toate orașele României zboară aproape din cele importante Visa Air-ul. Dacă nu zboară aici nimic direct, puteți face legătură, conexiune la Viena sau în altă parte. E excelent, excelent.
Fii atent. Pe partea cealaltă a străzii. De bărcuță. Hai să auzi glasul mării, melodia. Uite-te acolo în dreapta, în jos, să vezi ce frumos se aude. Și e bine că am prins și zile frumoase, însorite. Da. Acum o săptămână, când vroiam noi să venim, au fost ploi torențiale. Așa că am ales bine săptămâna asta. Hai să mergem mai departe pe promenadă. Hai pe promenadă. Mare a din Nisa de aici. Urcăm la 90 de metri cu un ascensor să vedem și de acolo se va vedea cum mult tot orașul. Sper. Da, să sperăm. Ah. Mai e masche. Trebuie să ne punem masca, nimic fără mască. Drumul până la ascensor deja e la virin. Deci să nu atingem butoanele, că pornește automat. Oh, ok. Am ajuns. Uite aici orașul. Wow. O, cum se vede. Marea albastră, marea frumoasă. Acum mergem mai sus pe dealul ăsta să vedem unde duce drumul. 17:45 închide. Trebuie să coborăm tot cu liftul ăsta. Mai avem o oră, da. Oh, sunt okay. Și scări. Dar tot se închide poarta, nu mai putem cobori. Okay.
faci? Ce copaci ciudați ăștia, spini. Pe aici, pe aici. Wow, cum se vede promenada. Superb. Lumea stă la plajă. Frumos. Foarte frumos. Mm-hmm. Doar că mi-ntre soarele în obiectiv și s-ar putea să iasă negru. Nu, nu iasă negru. Acolo văd o viață, cred. Aia de acolo. Văd așa niște copertini. Putem să coborăm și pe scările astea, dar putem să mergem aici să vedem și partea cealaltă, portul de sus, care se vede asemenea frumos. Oare astea scările sau? De acolo vreau să văd portul, sigur se vede genial. Uh-huh. Nu știu unde suntem aici. E cea mai de sus sau una. Panorama du Levant scrie acolo, deci e o zonă foarte înaltă de unde se vede marea și orașul de jur împrejur. Ah, văd acolo și ceva ziduri de cetate. Noi mergem acum să vedem portul Limpia din cealaltă parte, adică de sus. Cel în care am fost mai înainte, am filmat iahturile alea grozave și acum vrem să-l filmăm de sus, să vedem ce... Cum se vede. Cum se vede. Da? Wow, cum se vede în jos așa, wow. Îți vine să sar cu parapanta. Păcat că e copacul ăsta și nu am o vedere așa mai largă. Urcăm noi mai sus acolo, sigur se vede, și fără copac. Wow, ce stâncă acolo. Oh, să fie aici. Da? Se vede mai bine de aici? Super! Wow! Se vede! Ia stai să filmez asta! Genial! Genial! Unde am stat noi. Ai văzut stânca asta? Fii atent cum e. Aoleu, dar cum e asta în jos de aici? Fii atent dacă te uiți. Mamă, cum se vede. Ah, genial, super, super. Ne filmăm unul pe altul puțin. Da. Foarte frumos. Foarte frumos. Ne place mult. Tocmai intră. A, uite, aia e partea aia care face tururile de o oră, cred. Asta? Care aia care acum? Intră acum în port. O, părea mai mare în fotografie. Da, nu e nimic, că eu am zoom. Nu ca și tine cu GoPro-ul tău, care nici măcar nu are zoom. Eu am zoom. Deci, super. Vântul este din plin. Noroc că ne-am luat gecile. Eu era și o hăinuță pentru GoPro. Și o hăinuță pentru GoPro, chiar. Să vedem. Îl protejează. Are o hăinuță de burete care vrem noi să ne ajute împotriva vântului, să vedem dacă se va auzi vocea. O să vedem când o să edităm filmul. Deci imaginile sunt de vis, sunt de poveste. Cu tot vântul poate o să ne
pierdem și prin străduțele alea. Wow, îmi spară tot părul. Da, dar acum se vede dacă e bună hăinuța sau nu. De-abia aștept să ajungem la hotel să vedem. Foarte, foarte frumos. Mi s-a lit de azi foc părul. Super, super. Nu poți decât să simți fericire în imensitatea asta sau când ești în prezența, în apropierea imensității astea, a cerului, a mării. Deci aici pe vârful colinei astea de unde se vede tot orașul, e un parc. E un parc foarte frumos. Noi suntem în octombrie trecut, deci, dar probabil că vara e călduț și bine aici. Un copac aici foarte întortocheat și foarte ciudat, trebuie să am grijă să nu dau cu capul de el. Eu cred că se încinge în hăinuța asta. GoPro se încinge oricum. Orice ai face tu se încinge. Pentru cine nu știe, Crisalida este tehnicianul casei. Deci ea se pricepe la baterii, la cabluri, la întrerupătoare, la instalațiile din casă, la absolut orice. Știu că nu vă vine să credeți, dar ăsta e adevărul. Ne îndreptăm din nou spre promenadă. Să mergem pe malul mării. Ieșiți, oameni buni! Folosiți-vă de VisaAir, că e pentru oricine. E pentru muritorul de rând și muritorul buzunarele. De rând. Pentru toate buzunarele. Deci nu e o chestie scumpă. Vii în coasta de azur cu, știu eu, cu 150 de euro, stai 2-3 zile chiar, cu zbor și cu hotel. Da. Aici joacă francezii chestia aia cu vila. Da, așa e. Dar nu văd de copac. Păi mai găsim noi și prin oraș, că e plin. Hai să filmăm francezii cum se relaxează, jucând un joc cu bile. Uite acum aruncă, uite-te acum. Uite, acum aruncă și tanti. Uite acum. N-a nimerit. Trebuie să mă exerseze. Uite că primește aplauze, cum se mă? Probabil pentru că a depășit pe cealaltă. Nu știm care e. Nu știm regulile. Oh, ce copac înalt, fii atent. Foarte înalt spinii ăștia aici. Așa, acolo este o culme și de acolo după aia coborăm, urcăm pe ea, roată așa. Odată la oraș de sus și la mare, după care coborâm. Mergem spre mare din nou.
multe pește, mă jură. Cred că am greșit luând-o pe aici. Am greșit, dar când ne întoarcem un pic și o luăm pe aleea aia în jos. Ne plimbam prin Nița. Unde am urcat cu ascensorul, acum o luăm pe jos. Ne este cam foame. Am mâncat dimineață eu două roșii și puțină brânză și un avocado. Și Cristalida fără avocado și doar o roșie și un sfert din brânza care am mâncat-o și eu. Și în rest am mai mâncat câte un măr și o portocală fiecare. Așa că ar fi cazul să mâncăm ceva mai consistent. Uite că ne-am apropiat de mare.
apropiem puțin de mare. Știi că noi am putea merge chiar acolo, pe mare. Să auzim valurile. Aici este o coborâre, putem să ne mai. Da, ne-a luat-o pe scări și eu am să ridam. Bravo! Ne îndreptăm spre mare. Ne apropiem de ea să vedem cum sună valurile ei. Este o plajă pietroasă. Ce pietre, numai plajă nu e asta. Să-mi iau o piatră de izinița, amintire. Eu fac colecție de pietre. De peste tot. Asta e frumos. Wow, valurile. Pe sunetul mării. Mergem pe promenadă până la hotelul Meridian și de acolo luăm la dreapta și aia e Masena și zic că ăla e centrul orașului. Da. Pic mai mergem să luăm prin pescădiri. Uite astea hotelul meu. Cum o iau cu bicicleta. Hai să-i lăsăm încă 3 mai să da, acolo sau nu. Oleo! Vreau să depășească neapărat palmieri, nu sta. Ne-a așteptat. Un pic cam uscați, da. Da, și acolo vom ajunge, cred că aia e Masena, foarte frumos arată. De o parte. Da, ești ceva. Crepe și înghețată. Noi nu servim așa ceva. O privire și acolo ai grijă. Da, un meniu. 14,90 meniu. Și ăla, nu știu, doar un nou cu ceva carne, nu știu. Eu nu vreau carne. Hai de asta. Hai să căutăm în altă parte. Un an de zile și mai bine postim regulat tot a treia zi, dar poate de 2-3 ani experimentăm cu, la început am fost mari mâncători de carne, fripturi, spare ribs, pui prăjiți și ce să mai zic, toate cele s-au dus, se pare că ne dăm noi seama, nu că am vrea asta, dar de la sine parcă se duc. Mai bine. Da, nu mai simți nevoia de astea. Ce zici, Crisalida? Păi, eu mă simt mai bine fără carne. Da, am poftă uneori de carne, dar când mă duc aproape de ea să o cumpăr și o văd cum arată, nu, pur și simplu nu mai îmi place și renunț. Și case un pic mai uruțele. Asta e centrul orașului, Nița.
Așa a spus. Deci era un român care zicea că de mâncare aici nu prea găsim, că găsim în cartiere. Da, în fine, căutăm noi. Și celălalt român a spus că aici? Celălalt român a spus că aici. Nu, hai să ne să plimbăm prin centru. În orice caz ăsta, centru merită să-l vizionăm. Animat, oh, ce super. Traversăm și ne ducem în jos. Ce mi se pare interesant e că n-au chestiile alea, n-au... Păi nu, că le încarcă, nu știu cum. Și-și încarcă bateriile și după aceea pornesc la tot. Da. A, uite aici este ceva. A, e o piață. Da, este și o terasă. Este o terasă. Da, mergem spre mare din nou. Vezi, a pus acolo? A pus deja soare. Sunetul mării, genial, culoarea valurilor, ne simțim foarte bine. Multe lucruri la mare ne plac, nu știm nici noi ce să zicem. E super, e frumos. Cred că vreau să stăm la mare. Asta a fost prima noastră zi în Nița. Așa că multe salutări pe malul mării. Și ne vedem mâine din Monaco.